Energy on the beat. Întrerupem oamenii din muncă, că la asta ne pricepem. Bună, Zozo! E ok, am părut surprins. Ai părut surprins, da, okay. Dar ce surpriză pentru noi să găsim un asemenea loc. Mi se pare că este exact de stilul tău. Să știi că da, nu știu cum se întâmplă, dar întotdeauna când mă mut undeva, parcă se transformă locul respectiv unde stau și devine locul meu, cumva. Foarte tare. El este Zozo. Te rog să iei loc pe canapeaua ta roșie. Robi, unde să stai? Acolo sau aici? Acolo e perfect. A, așa, ne așezăm, cum zice Robi, că el este șeful. Zozo este sădmărean de al nostru. Da, a fost plecată o perioadă destul de lungă în capitală și acum s-a reîntors și am zis că nu mai scapă de la interviu. De data asta n-am scăpat. Bun, hai să încercăm să te cunoaștem mai bine. Nu am vrut să te întreb nimic înainte pentru a descoperi totul împreună cu cei care ne privesc. Cine ești tu, Zozo? Dacă ar fi să te descrii în câteva cuvinte, chiar dacă este greu să vorbim despre noi. Sincer să fiu, nu este foarte greu să vorbesc despre mine, pentru că în ultima perioadă simt din ce în ce mai mult, adică în ultimii 10 ani am început să simt că mai mult sunt artist decât să fiu un producător muzical sau videograf sau fotograf, deși cochetez cu foarte multe talente exact din artă, dar cel mai mult și cel mai mult mă regăsiți în muzică, în video, în cinematografie, dar per total îmi place să mă numesc artist și de orice mă apuc îmi place să fac cu artă și cu pasiune, deci clar îmi place să fiu artist. Noi ne știm de ceva vreme, eram mai mici amândoi. Da, am participat și la niște concursuri împreună, dacă mai ții minte. Ursulețul de aur Botoșan. Ursulețul de aur era la Baia Mare. Delfinul de aur, sau stai delfinul, că... Delfinul, căluțul. Încurcă animalele, scuze. Așa, am fost și pe la Botoșan, nu știu, pe la Vatra Dornei, cu domnul profesor Berindei, inedit. Salutăm și îl iubim mult și îi mulțumim mult pentru ce a făcut pentru noi în perioada aia, că dacă nu era, nu știu ce făceam. Cred că ne pierdeam timpul cu siguranță, cu prostii, în loc să facem lucruri constructive și să fim adunați și uniți. Așa este, că în timp îți dai seama de cât de benefic a fost pentru noi să mergem acolo, să avem un orar, să legăm prietenii care vezi că durează pe viață. Exact, și practic a fost foarte binevenit că ne-a deschis ușa, ne-a pus la dispoziție foarte multe instrumente, am avut un playground, o joacă. Tu la ce instrument cântai? Atunci la pian, atunci doar la pian. Între timp am mai adăugat un fagot, am mai adăugat tobe, chitară, mai multe instrumente, bine, nu la un nivel foarte profesionist. Ai fost autodidact? În mare parte, da. Și îmi place foarte mult să învăț singur lucruri, pentru că, practic, evoluția cea mai rapidă, eu așa consider că o poți avea singur, fără un profesor. Nu că nu cred în profesor, dar în momentul în care îți dai seama cum să înveți singur, eu cred că e cea mai bună variantă să o faci așa. Singur. Asta atunci când ai talent, că dacă nu ai toată avea talent... Toată lumea are talent. Eu nu cred că sunt oameni cu talent și fără talent, decât oameni care au încredere sau nu au încredere în ei. Și practic asta e de fapt, să zic așa, secretul în care trebuie să-l descoperim cu toții, să avem încredere în noi și atunci de acolo iese și talentul nostru, că fiecare suntem special în felul nostru, practic. Da, corect. Îmi place de tine că ești, mi-ai spus și când ne-am întâlnit data trecută, că asta trebuie, să ai încredere, să crezi în tine, să și iese ceva până la urmă. Da, eu cred că avem toți o menire pe pământul ăsta și practic numai încercând putem să descoperim care este menirea noastră. Așa, Zozo, deci de mic, să zic așa, ai fost înconjurat de muzică, ți-a plăcut să faci asta. Ce s-a întâmplat apoi, în perioada liceului, mai departe? Au fost momente destul de complicate în viața mea, cel puțin perioada de liceu. Am trecut prin multe. Important este că la un moment dat m-am simțit foarte atras de a compune muzică și de a crea melodii cât mai interesante, care să atragă lumea, care să îmi dea inclusiv și mie un sentiment de plăcere și ascultând
într-un timp să fiu, să zic așa... Să-ți înțeleagă oamenii muzica, exact, să simtă la fel. Exact, să pot să transmit ceva și să pot să las ceva în urma mea. Asta s-a transformat în timp, da. A început ca și o joacă. Așa, și ai început să compui ce fel de muzică? În primul rând, muzică cât mai ușoară la început, după care s-a transformat în 5, 6, 10 ani în ceva foarte serios și am început să compun pentru artiști cunoscuți, m-am mutat în București. S-a întâmplat? Ai început să compui, melodiile tale au fost trimise către artiști, cum se întâmplă? Cum ai ajuns tu acolo? În prima fază am trimis eu foarte multe melodii și sincer nu s-a răspuns și m-am enervat foarte tare și am zis că trebuie să mă mut acolo. Tu, pentru având că... încredere în melodiile tale. Da, bineînțeles, că... pentru că știam că este ceva acolo potențial, chiar dacă ele nu sunt extraordinare sau nu sunt chiar finisate sau nu erau toate bune, dar sigur era ceva acolo pentru că munca era zilnică și în fiecare zi am depus un efort, ani la rând, am simțit că ceva s-a conturizat sau s-a conturat acolo. Și mi-am luat un pic de curaj și m-am dus în București și am început de la zero. De acolo am bătut la uși, sincer, așa de nebun. Am venit, sunt aici, ascultați-mi CD-urile. Foarte mult timp nu a fost... S-au închis multe uși la început. Foarte multe s-au închis, dar o ușă s-a deschis la o casă de discuri unde am fost angajat și mi-a permis un pic de timp ca să cunosc lumea, să mă așez în București, să găsesc ușile celelalte care se deschid și... Sau ferestrele, știi, că dacă nu te ferestrele, unde mai încăpeam, știi? Așa, și am încercat să valorific ceea ce dobândisem între timp și am mai adăugat un pic de talent. Nu m-am oprit, bineînțeles, de să muncesc mai departe, chiar dacă am fost acceptat. Și în momentul ăla au început lucrurile să se lege cu un Eurovision, cu lucruri mai mici deocamdată, dar toate au dus către, la un moment dat, către un succes internațional, ceea ce mă bucură foarte tare. Hai, spune-ne, te rog frumos, despre asta. Nu este laudă de rock, pur și simplu sunt realizările tale. Da. A fost un proiect foarte frumos în București, care împreună cu colegul meu Didi Nunes l-am realizat. Lucky Man Project se numește. A fost un proiect care a durat destul de scurt, dar are foarte multe amintiri și foarte multe lucruri lăsate în urmă. Am creat o trupă, practic a pornit dintr-o joacă, de aia e foarte greu ca să spun, pentru că n-a fost ceva foarte... A fost serios, dar n-a fost gândit că o să se realizeze, pentru că în momentul în care încercăm ceva, noi făceam foarte multe proiecte și la toate ne-am gândit că e serios, dar nu-ți dai seama exact în momentul ăla când ești în creație sau când ești în munca foarte, să zic așa... intensă și când lucrez cu foarte mulți artiști, atunci uneori poate să mai scapă în secunda aia care o să fie acel moment, dar proiectul în timp s-a adeverit în 6 luni, ne-am dat seama repede că este mai mult decât ne-am imaginat, adică am simțit și am dorit să fie, dar nu ne-am dat seama că o să fie atât de mare impactul, încât în 40 de țări să fie numărul 1 sau pe radio să fie 6 ani de zile constant în România. Pentru noi a fost ceva care ne-a depășit în momentul respectiv, să zic așa, și așteptările și pregătirea pe care am avut-o, pentru că am pornit din satul mare, niciodată n-am avut acces la lumea largă și dintr-o dată să mă trezesc acolo în condițiile respective și în, să zic așa, primirea pe care am avut-o față de oameni, față de, nu știu, țările unde mergeam. Care este melodia despre care vorbești? Care a fost? Pumpin este melodia despre care vorbesc, dar mai sunt multe piese compuse pentru Raluca, pentru Costi Ioniță, Connector, cu Irina Rimes, Nicole Sherry. Am lucrat cu aproape toți din industrie și, de exemplu, pe Nicole Sherry am ajutat-o de mică ca să se apropie de numele de scenă, de cântatul pe care l-are în zilele astea. Și mai sunt foarte mulți artiști cu care am petrecut mult, mult timp în studio să pregătim ceea ce acum pot să zic că au atins. Bun, ce s-a întâmplat pe urmă? Că ai fost la un nivel înalt, da?
și totuși ai decis după ani să te întorci acasă. Da, și în continuare eu consider că nivelul respectiv, sau cel puțin ceea ce am dobândit din ea, este, doar că am decis să iau o pauză care între timp s-a transformat în muncă, iarăși, adică n-a mai devenit o pauză. M-am hotărât să vin acasă pentru că a fost o perioadă de 10 ani în care am depus un efort imens și, îți zic sincer, am ajuns la un punct unde am avut nevoie să iau o pauză. Fiindcă acolo eram pe cont propriu și practic părinții mei stăteau aici și absolut nu cunoșteam pe nimeni acolo, toate realizările sau tot ce făceam era numai de mine și viața acolo e destul de complicată sau, cum să zic, destul de drenantă și îți consumă foarte multă energie și după 10 ani de zile am zis că e cazul să mă reîntorc un pic la valorile pe care le-am lăsat acasă și pe care poate le-am lăsat prea repede, într-un mod în care nici nu m-am gândit pentru că am vrut să ating ceva sau să cuceresc lumea, și m-am hotărât să vin acasă. Și acasă am găsit ceva ce n-aș fi crezut, sincer. Am găsit o oportunitate să lucrez cu tineri, să descoper talente și lucruri care, sincer, nici măcar în București nu le găsesc. Sinceritate. Bineînțeles și greutăți, pentru că fără asta nu merge, dar... Dar ți-a fost ușor să te acomodezi după ce ai stat în capital atâta vreme? La liniștea de aici, la... La început mi-a fost foarte greu, pentru că mi-am schimbat și eu stilul de viață și anumite concepții, dar mă bucur mult că am putut să-mi recapăt valorile adevărate și ceea ce este important, pentru că e frumos să trăiești într-un oraș mare și bine să experimentezi ceea ce înseamnă să fii modern și ceea ce înseamnă să știi să te descurci într-o lume modernă, dar practic fără valorile ce reprezintă un oraș mai mic și o comunitate mai strânsă, nu cred că are vreun sens. Adică se va destrăma oricum orice oraș dacă nu o să se bazeze pe orășelul mic pe care s-a construit. Iar acum, în secolul 21, probabil chiar nu mai contează unde ești, pentru că datorită internetului poți să ajungi în toată lumea în... Da, sincer, dacă știam că internetul o să fie chiar atât de evoluat, pentru că când m-am mutat în București încă nu era nici YouTube, nici Facebook, scuze, pot să zic că nicio platformă socială nu a fost atât de evoluată să putem să câștigăm bani din asta, să avem nevoie doar de o cameră profesională și de un sound bun care, iarăși, poți să ți-l cumperi, atunci nici măcar nu exista. Eram fericit dacă găseam cât un studio pe la Stigma, că atunci am început, când a început Stigma, și ei, Cornel, Sorian și Emanuel, ei au fost primii care ne-au deschis un pic așa drumul, hai să vezi un calculator, să vezi o placă de sunet, și a fost greu. Acum tinerii au la îndemână, la 500 de euro, sau, mă rog, scuze, la orice preț, la un preț minimal, o placă de sunet profesională cu care poți să-și facă un album. Practic asta este un avantaj atât de mare încât nici nu știu dacă își dau seama. Probabil că nu, că atunci când ți se oferă sau ai posibilitatea, nu realizezi. Realizează doar cei care... Da, da, da. Cât de greu a fost înainte. Majoritatea nu-și dea seama, dar uite, de asta mă ocup ca să deschid cât mai mult drumul către tinerii care își doresc să găsească acest lucru. Adică... Deci asta face Zozo în momentul de față, da? Și asta, da. Și asta. Tu ești aici în studioul tău, totul este aici muzică, totul este fotografie, totul este artă. Artă, da. Corect, da? Și cum ai spus și tu, în Satu Mare sunt foarte mulți tineri talentați, ca peste tot, că peste toți, nu doar în Satu Mare. Dar ai material. Exact, uite, de exemplu, Iulia, cu cine ai luat interviu acum recent, de ea mă ocup de 2 ani de zile, destul de intensiv. E o tânără foarte talentată cu, să zic așa, abilități multiple, chiar compozitoare, scrie texte super interesante și internaționale, ceea ce pe mine în primul rând mă interesează, ca arta pe care o creăm să fie pentru publicul larg, să nu fie restrâns doar pentru un anumit limbaj sau o anumită țară, sau să nu fie restrâns, să putem avea cât mai mare deschidere. Și aici ne-am întâlnit foarte bine cu Iulia, pentru că materialul pe care l-a simțit ea sau pe care l-a creat și era doar așa într-o ciornă și pe o hârtie prima dată când l-am văzut,
atunci am simțit că are potențial internațional și lucrurile s-au legat, uite, și azi deja pot să zic că avem un album întreg gata, trei piese cu videoclip, din care două deja sunt lansate, a treilea urmează în curând. Cum l-ați cunoscut? Prin Keresteș Călin, care a fost colegul meu de clasă și a fost profesorul ei înainte să vin acasă, să zic așa, să s-a ocupat de ea și m-a recomandat după ce Iulia a căutat această oportunitate de a lucra mai profesional un album sau a lucra în studio, m-a recomandat Călin și îi mulțumesc mult pentru că mereu face asta, îmi trimite tineri foarte talentați și numai ceea ce este mai bun. Da, foarte frumos. Așadar, se pot face și la noi lucruri faine în satul mare. Iulia, despre care vorbește. Vilia, numele de artist. Vilia, numele de artist, este într-adevăr o tânără foarte talentată. Iar eu, când i-am spus în afara interviului că este Ina de România, m-a corectat și a spus Adele. Adele. Așadar, ei au planuri foarte mari, pentru că sunt un proiect, am spus ei amândoi, un proiect foarte mare și își doresc să ajung acolo sus și materialul este. Așadar, speram, toate șansele. Da, e un început bun, e un album bun de debut și care cred că se adresează exact publicului larg, cum am spus, și internațional, ceea ce mă bucur foarte mult. Bun, tu în momentul de față urci pe scenă? În momentul de față, da, chiar în acest weekend o să avem un concert împreună chiar cu Iulia, cu Vilia, în Alba Iulia la History. Am mai multe programe, să zic așa, artistice pe scenă, unul mai nou descoperit de 2 ani de zile, 3 ani de zile. 4, 3 ani repede. Da. Pandemia acum totul s-a... Da, drum and bass-ul, care este ceva foarte aproape acum de sufletul meu și chiar pregătesc un album al meu personal, drum and bass, cu orchestră, cu ceva mai special și muzica, bineînțeles, de club, de club, care m-a făcut mai cunoscut, să zic așa, și da, care a rămas acolo. Practic, poți să spui că tu știi acum oarecum secretele, așa, câteva, pentru a ajunge, dacă ai un material foarte bun, pentru a ajunge în top. Da. Corect? Pot să zic, dar, corect, sincer, secretul pe care știu, pot să-l împart cu toată lumea, pentru că, de fapt, nu este niciun secret. Secretul este munca foarte intensă și bine și căutarea adevărului în ceea ce faci. Adică cu cât ești mai adevărat în ceea ce faci și cu cât insiști în asta mult timp și nu ai așteptări nebunești, eu cred că reușita este 100%. E mai ușor decât credem dacă insistăm și dacă credem în noi. Da? Da, mult mai ușor. Da. Nu zic că e ușor, dar nu se înțelege greșit, că e foarte greu, dar e mai ușor decât credem dacă facem ce trebuie. În Satul Mare colaborezi, te sfătuiești, cer părerea oamenilor care mai fac asta, că probabil cu siguranță mai sunt oameni care mai compun, care încearcă, care... Da, dar din păcate să știi că muzicieni din ce în ce mai puțini avem tineri care și produc și compun, cântăreți, instrumentiști mai avem, dar producători muzicali să știi cam puțin în Satul Mare, nu prea găsesc, în schimb colaborez cu foarte mulți de peste tot, de prin București, de afară, din mai multe locuri. Oamenii cum te găsesc? Că Zozo nu te găsesc. Apoi cu găsitul la mine e destul de greu, că am trecut prin multe schimbări în ultimii ani, știi, și am fost și indecis în multe perspective, că toate îmi plac și toate le-aș face, dar până la urmă m-am decis să lumea să mă găsească sub numele de Fallen Eleven și mă găsesc pe falleneleven.com, adică pe website. Și acolo mi-am creat o mică comunitate care este numai pe bază de subscription, care este gratuit, bineînțeles, nu costă, dar trebuie să-ți dai e-mailul ca să poți să accesezi site-ul și în momentul respectiv ai o lume acolo, mică a mea, în care poți să găsești de la proiecte personale până la mixuri speciale pentru site, piese nelansate, numai acolo lucruri personale și speciale. Câte ore stai în fața calculatorului pe zi? Mai ușor e să zic câte nu stau. Bine, nu stau foarte mult, încerc să țin totuși un echilibru, dar atunci când
sunt pe perioade, știi? Sunt perioade intense când lucrăm mai mult și atunci non-stop și sunt perioade când îmi iau vacanțe și am zis să ajunge și... Da, da, mintea, mă gândesc că mintea tot îți lucrează, chiar dacă spui tu că iei o pauză, tot nu, asta e un exercițiu care face parte din a face, să zic așa, succes, să înveți să te odihnești. Atunci când te odihnești, trebuie să-ți deconectezi creierul și să nu te mai gândești la altceva decât la odihnă. Și atunci, practic, asta e obligația ta, să înveți să nu te mai gândești. Da, dar totuși mă gândesc că dacă auzi o melodie, zici, opa, chiar dacă tu nu... Trebuie să nu. Și reușesc să nu. Foarte și mă bucur, da. Îmi place să dedic timpul pentru odihnă și când e de lucru, e de lucru și atunci nu fac, nu le confund. Cum este Zozo când este nervos? Oh. Cum ți-a venit întrebarea asta? Nu știu. Nervos. Știi, mie îmi place să fac lucrurile destul de bine și toate le fac așa până în măduva asta, exact. Și când sunt nervos, deși nu se întâmplă foarte des, dar când se întâmplă, mai bine nu. Ce întrebare ți-ai adresa dacă ai fi în locul meu? Ce întrebare mi-aș adresa? Sincer... Și răspunsul? Bun, mersi frumos. Mulțumesc tare frumos că... Ți-a plăcut această întrebare. Îți mulțumesc din suflet că ne-ai primit la tine. Da, cu mare mai drag. Mai venim. Da, vă rog, așa cum ați venit, oricând știți unde mă găsiți. M-ați surprins. Și sunt sigură că o să faci lucruri frumoase, frumoase. Eu am încredere. Eu sincer mă străduiesc și eu vreau foarte mult ca în viitor tot asta să fac, să mă ocup de tineri, să fiu fericit, să fac artă, să... nu știu. Asta e cred că cel mai important. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.